Directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, dr. Alexandru Lăzăreanu, a declarat într-o conferință de presă că se așteaptă de la Ministerul Sănătății protocolul privind predarea celor 10 spitale din județ către administrația județeană și administrațiile locale. Se va preda spitalul cu tot ce este în el. Deja am avut un prim contact cu domnul vicepreședinte Ilie Vasile, care se ocupă din partea Consiliului Județean de această problemă, de acest transfer, în care i-am dat datoriile spitalelor, angajații spitalelor, numărul de posturi normate, numărul de posturi ocupate și s-a văzut că peste tot în județul Suceava niciun spital, nicio unitate sanitară din județ nu este cu normativul la maxim. Problema în cazul descentralizării unităților spitalicești este că, deși niciun spital din județ nu are numărul de posturi ocupate în funcție de necesar și așa cu personal puțin, cheltuielile cu personal ating 90% din totalul costurilor unui spital. Pe viitor, așa cum am mai declarat, Consiliul Local, împreună cu primarul sau Consiliul Județean, cu domnul președinte Flutur, vor analiza și vor vedea unde pot interveni, cum pot ajuta spitalele și managementul spitalelor să fie de asemenea calitate, încât să nu mai existe aceste probleme care există în momentul de față, când 70%, 90% din bugetul spitalului se duce pe cheltuieli de personal. Sperăm ca pe viitor acest procent să scadă, așa cum este normal, în jur de 60-70%. Directorul DSP și-a exprimat teama că unele unități ar putea ajunge în impas și a dat exemplu secția de psihiatrie de la Siret, unde pe tura de noapte este doar o asistentă și o infirmieră. În general, peste tot în lume, la spitalele care se respectă, sunt cam 3 angajați la un pat, la noi nu ajunge un angajat la un pat. Deci, dacă are 1300 de paturi, are 1200 și ceva de angajați, sub 1 la 1, e raportul pat-angajat. În vest am văzut structuri de personal la 500 de paturi, 1600 de angajați. La noi nu putem vorbi. Și atunci când ai atâția angajați, poți cere și calitatea serviciilor medicale. Că ai oameni care se ocupă foarte bine, dar când ai... Și sunt zone în care mimifică de ceea ce se întâmplă. Se pare că spitalele nu vor fi transferate cu tot cu datorii, Ministerul Sănătății dând asigurări că va achita datoriile spitalelor, care sunt destul de mici în comparație cu alte județe, cum ar fi Botoșan sau Focșani, unde restanțele sunt de ordinul sutelor de miliarde de lei vechi. Singurele servicii medicale din Suceava cu dări mari este serviciul de ambulanță cu 3 miliarde de lei vechi și spitalul de la Siret cu aproximativ 2 miliarde.